avem un V1, adică eu cum mă știu pe mine de până acum, cu toate experiențele, cu toate relațiile, cu tot ce a fost în financiar, cu tot. Ce manifest din acest V1? Ce manifestă V1 în relația cu persoana specifică? Ce manifestă pe plan financiar? Ce manifestă pe partea de sănătate, V1 al meu? Care sunt eu de până acum, da? Și vreau să vă uitați la voi detașat. Trebuie să vă dați un pas în spate să vedeți programul care creează situația asta. Adică ce încă îmi spun mie că se va întâmpla cu mine în relația cu banii sau în relația cu persoana mea specifică. Asta e toată manifestarea. Deci fiți atenți. Este ce îmi spun mie că se va întâmpla cu mine în relația cu SP. Ce îmi spun mie că se va întâmpla cu mine în relația cu SP? Asta mă interesează. Sau cu banii. Este din mine despre mine. Deci ce presupui că va face celălalt spune de fapt ce mă aștept să se întâmple cu mine. Iar ce mă aștept să se întâmple cu mine este ce mi s-a întâmplat în copilărie. Deci, legea asumției zice așa. O asumție, deși falsă, dacă persist în ea, devine adevărată. Deci cu cât stau mai mult într-un gând și îi dau mai multă energie, el are puterea să modeleze realitatea. Nu o spun eu, o spune fizica cuantică, s-au făcut niște experimente. Totul în univers este, de fapt, dacă îl analizez microscopic, este la nivel de undă, de posibilitate. Fotonul plutea ca posibilitate. Când aduceau un om să se uite la foton, fotonul își schimba forma și devenea particulă, adică lua formă de materie. Nu știu dacă vă dați seama cât de importantă e chestia asta, ne arată că mintea noastră, conștiința observatorului, când ne uităm la realitate, avem potențialul să o remodelăm cu gândurile noastre.